Am revenit în arena medicală, vă spuneam că va intra un medic care mie mi-este foarte drag, pe care nu l-am mai revăzut de mult timp în acest mediu, în cel al emisiunii, și spun bun găsit, doamne profesor universitar, dr. Edvila Craiu, medic primar cardiolog. Bun găsit, bun revăzut. Bun revăzut, bine ați venit pentru prima oară în arena medicală, în acest format. Anunțăm și linia telefonică deschisă pentru pacienții care au nevoie de întrebări și doresc să afle răspuns. Totodată www.arenamedicala.ro, secțiunea noastră de chat este deschisă, pagina de Facebook de asemenea. Doamna profesor, sunându-vă ieri și discutând despre emisiune, mi-ați vorbit despre ceea ce înseamnă medicamentele în cazul pacienților care se cunosc cu boli cardiovasculare. Mi s-a părut interesant subiectul și am ajuns ca într-un apel telefonic de 2-3 minute să înțeleg că asociat bolii cardiovasculare sunt și alte afecțiuni de care pacienții știu, nu știu sau care ar putea să apară odată cu debutul bolii de inimă. Așa că în cele aproximativ 30 de minute pe care le avem la dispoziție, cu harul dumneavoastră specific unui cadru didactic, sperăm ca prelegerea dumneavoastră, curs interactiv, să fie eficientă pentru toți cei care ne urmăresc, chiar și pentru tineri, pentru că sigur o să-mi spuneți și faptul că întâlniți boli de inimă și în cazul persoanelor mai tinere, lucru care în urmă cu câțiva ani era mai rar întâlnit. Mulțumesc pentru invitație, bună seara pentru toți ce ascultă acest nou format al arenei medicale și bineînțeles și al acestui platou. Mi-ai pus în cale de 20 de secunde foarte multe întrebări. Bun. Doar deci, mă știți. Da, nu te dezminți, dar primul punct, medicamentele. Medicamentele sunt utile în marea majoritate a bolilor cardiovasculare care răspund la un tratament care înseamnă regim de dietă, stil de viață sănătos, așa spunem la toți bolnavii, dar și medicamente. Medicamentele acționează cât le iei, cât nu le iei. În boala cardiovasculară ești o persoană bolnavă de inimă care nu ești apărată de acest medicament. Sunt, de exemplu, la hipertensiv, medicamente absolut necesare să se mențină valorile tensionale scăzute, așa numită țintă antihipertensivă, deci marea majoritate a bolnavilor să aibă tensiunea constant sub 140/80, sub 130/80, dacă sunt și diabetici sau o boală cronică renală. Mă repet, medicamentul este cel prescris de doctor. Pentru bolile cardiovasculare, medicamentele extrem de populare, așa numitele medicamente naturiste, nu sunt cea mai bună indicație. De ce? Pentru că aceste naturiste pot să nu facă nimic vis-a-vis de scăderea valorilor tensionale, scăderea unui puls accelerat, susținerea contracției miocardice dacă bolnavul a avut un infarct, sunt prea slabe, nu sunt cu acțiune țintită și pot să amăgească pacientul că face ceva pentru sănătatea lui, dar de fapt boala să evolueze. Deci sfatul meu de medic cu experiență cu aceste medicamente este ca bolnavul să se prezinte la doctor. Doctorul trebuie să-i dea medicația corespunzătoare. În același timp, sunt bolnav de inimă cu foarte multe complicații care au 7, 8, 10 medicamente. Pe undeva pot avea medicamente de la cardiolog, de la internist, de la gastroenterolog, de la un nefrolog, etc., etc. Medicul de familie, medicul cardiolog trebuie să fie acel mentor care trebuie să orienteze bolnavul respectiv, căci există anumite medicamente care nu că fac rău, din contră, nu lasă ca medicamentul principal să fie cu acțiune complexă. De exemplu, anticoncepționalele cresc valorile tensionale, chiar la persoane care nu au hipertensiune arterială.
De exemplu, antiinflamatoarele non-steroide, aceste medicamente luate pentru durerile reumatismale, articulare, care sunt într-adevăr dureri importante, durerea face rău din multe puncte de vedere și bolnavul trebuie să se trateze, dar sunt și alte proceduri, să zic, așa numitele proceduri fizicale, care alături de medicamente acelea prescrise de doctor și într-o cantitate mică în ceea ce înseamnă zilele în care se prescrie aceste medicamente antiinflamatorii, deci trebuie atenție pentru că aceste medicamente cresc tensiunea, în același timp au o acțiune ingrată la bolnavii care iau anticoagulante și antiplachetare. Deci din această interacțiune bolnavul este cel ce pierde. Cele două genuri de medicamente își dau complicațiile acestei asocieri, motiv pentru care dintr-o intenție bună concluzia nu este cea mai bună, bolnavul suferă. Așa încât trebuie să fie un medic care să gireze dacă anume medicamente de la altă specialitate cu medicamentele, de exemplu, ale specialității mele, într-adevăr fac o casă bună. Și ar fi multe de spus, dar mai vreau să fac o specificare pentru medicamentele cardiovasculare. Există medicamente originale și așa numitele generice. Eu nu fac proces de intenție medicamentului generic, dar știu foarte bine că medicamentul original, o moleculă originală, ca să intre pe piață, înseamnă o cercetare de 8, 10, 12 ani. Spuneți-ne mie și celor care ne urmăresc la această oră, care este diferența dintre aceste medicamente? Este greu de spus. Ceea ce pot să vă spun cu mâna pe inimă este că nu toate medicamentele generice sunt bine dozate, nu excipienții folosiți în aceste medicamente generice nu fac per total o pastilă cu aceeași acțiune ca medicamentul original. Aceasta ar fi prima diferență. Sunt mai multe, dar sunt amănunte de specialist. Dar ceea ce trăiesc eu la cabinet, la patul bolnavului, este că bolnavului se recomandă un medicament. Hai să zic că se numește, știu eu, Concor. Acest Concor este un beta-blocant foarte frecvent la bolnavii de inimă cu probleme mai mari sau mai mici, dar categoric post-infarct miocardic. Acest Concor se găsește... E denumirea comercială? Ce a spus dumneavoastră acum? Este denumirea comercială a medicamentului original. Dar să nu mai zicem. Nu mai zicem. Mă rog, un medicament original. Aceeași substanță, cu aceeași doză, se găsește sub formă de 10, 15, 18 medicamente generice. Bolnavului se spune la farmacie, e aceeași substanță. Dar bolnavii noștri, bătrâneii noștri, mai fac și economie. Sigur. Și atunci rămâne un medicament din vechea rețetă și ia medicamentul înlocuitor și din noua rețetă. Deci, din vechea rețetă să nu facă risipă, din următoarea rețetă să se simte și mai bine. Am trăit momentul în care un bătrânel, într-adevăr, la o distanță mare de Constanța, lua 3 medicamente antihipertensive, același medicament, în 3 doze diferite, denumit comerciale diferite și mai trăia sărăcuțul de el. Așa încât trebuie foarte mare atenție din partea medicului de familie în principal și al pacientului în particular, ca să meargă la doctor cu cutiuțele de medicamente ca să se știe exact ce medicament a luat. Câteva vorbe deci de aceste interacțiuni între medicamente, prima întrebare. A doua întrebare a fost legată de faptul că același bolnav de inimă poate avea mai multe boli. De acord cu asta, răspunsul meu este că de foarte multe ori
după o vârstă de 40 și ceva de ani, 50 de ani, există așa numitele leziuni de organ țintă. Deci, de exemplu, la un bolnav care a făcut un infarct miocardic, el are hipertensiune, are o modificare pe electrocardiogramă și la ecografie care se numește hipertrofia de ventricul stâng, are modificări de aortă la debut, de artere carotidiene, primele artere care ies din, care pleacă din această aortă și etc., etc., foarte multe elemente. Toate acestea trebuie tratate, trebuie urmărite. Deci boli cardiovasculare complicate cu leziuni de organ țintă, dar bolnavul respectiv poate să aibă bronșită, poate să aibă boală cronică de rinichi, poate să aibă anemie, poate să aibă, știu eu, adenom de prostată. Deci vârsta după 40-50 de ani nu vine numai cu infarct sau cu hipertensiune, vine cu multe alte boli. Toate acestea, fiecare trebuie să fie propriul lui medic, să meargă la medic să se investigheze. Investigația actuală nu înseamnă numai un examen clinic și o radiografie. Există și în Constanța posibilități de investigație extrem de laborioase, extrem de corect executate, extrem de utile pentru a fixa din când în când. Nu în fiecare lună, nu la două luni, dar măcar o dată pe an, o dată la șase luni, înseamnă un examen clinic, analize extensive de laborator, înseamnă radiografie, ecografie, fund de ochi, toate investigațiile acestea care înseamnă aprofundarea anatomiei arterelor. Angiografie coronariană, angiografie arterială periferică, angiografie carotidiană. Sunt foarte multe, într-adevăr. Așa sunt foarte multe, dar în urma examenului clinic și a unor examene preliminari, bolnavul poate ajunge la aceste investigații. Aceste investigații în Constanța nu erau acum 10 ani, ca să nu zic acum 20 de ani, încât având tehnica alături de cunoștințele pur medicale, fără doar și poate, bolnavul beneficiază de un tratament, de un diagnostic corect și implicit de un tratament corect. Care sunt complicațiile care merg oarecum mână în mână cu aceste boli? Și știu că pacienții bolnavi de inimă sunt acei pacienți care necesită o atenție deosebită atât din partea medicului cât și din partea familiei, pentru că sunt foarte mulți vârstnici care au probleme de inimă și în care rolul principal aparține familiei în îngrijirea acestuia. Îți răspund cu o statistică. Dacă un bolnav a făcut un infarct miocardic, în următorii 5 ani are un risc de 3-4 ori să repete infarctul miocardic, indiferent de vârstă. Dacă un bolnav a avut un accident vascular cerebral, în următorii 5 ani el are riscul de 7-8 ori să-l repete. Și gândiți-vă că a face un infarct, a face al doilea, unu sau două accidente vasculare cerebrale înseamnă suferință, înseamnă medicamente, înseamnă mers la doctor, rețete, investigații și așa mai departe, înseamnă suferință care nu poate fi ignorată. Bolnavul respectiv trebuie să se ducă la doctor să știe exact despre ce este vorba. Complicația majoră a bolilor cardiovasculare este moarte subită. Există boli cardiovasculare care debutează cu moarte subită. Că înseamnă 40 de ani, că înseamnă 80 de ani, la orice vârstă, o boală cardiovasculară se poate manifesta ca primă manifestare prin moarte subită. Nu este inovația mea, nu este afirmația mea. Am învățat de când am ajuns eu cardiolog că există și această situație. Ceea ce nu este
nu este sau este o situație total neplăcută, este că toate aceste boli grave pot debuta brusc la o vârstă sub 50 de ani, sub 40 de ani. Aici vreau să ajung și următoarea întrebare avea legătură cu vârsta. Țin minte dintr-o întâlnire mai veche pe care am avut-o noi, în care ne spuneați că ați început să diagnosticați boli de inimă și la tineri. Incidența acestora a crescut și ce înseamnă tineri? Am spus odată că pacientul cel mai tânăr care l-am îngrijit eu cu infarct miocardic era un băiat de 17 ani. La acest moment, la 17, 20, 25 de ani, sunt cazuri rare, foarte rare, dar au devenit suficient de frecvente care să îngrijoreze lumea medicală. Infarct miocardic la 30 de ani, la 35 de ani. Există poate anumite meserii care sunt mai frecvente cu aceste situații. Șoferii de cursă lungă, șoferii de tiruri, navigatorii noștri, spunem că au o meserie frumoasă, dar este o muncă foarte grea și ei vin să se controleze înainte de a pleca în cursă, dar boala de inimă se poate manifesta oricând în următoarea secundă, și la 30 de ani și la 80 de ani. Așa că muncitorii care lucrează în betoniere, muncă grea, muncă fizică grea, este iarăși o pătură care este extrem de vulnerabilă cu boli cardiovasculare sau, dacă vreți, complicații brusc instalate. Și trebuie să recunoaștem că se fumează, că nu există locuri ale... Mă rog, pe unde mergem și poate bem o cafea, se fumează în continuare și nu e bine. Fumează foarte mult femeile și mai ales femeile tinere. Sunt profesor și mă uimesc că văd pe la colțuri mai mult studentele mele decât studenții. Începutul a fuma la o vârstă mai mică e mai periculos acest obicei decât la o vârstă mai înaintată. Fumatul este într-adevăr o situație care fiecare dintre noi trebuie să o evităm, fiecare pentru noi, fiecare pentru persoana însăși și pentru persoanele pe care le iubim. Și pentru cei da, din jur. Da. Am remarcat acum faptul că ați vorbit despre femeile care fumează. Eu am văzut pe stradă recent o femeie însărcinată care fuma și m-a surprins că își cumpăra în fața mea un pachet nou de țigări. Poate că aici trebuie să ne ajutați dumneavoastră ca medic și ori de câte ori aveți posibilitatea în întâlniri de acest gen și nu numai să, da, sigur, să amintiți. Sigur. Deși nu discutasem și nu știu dacă ați auzit intro-ul pe care l-am făcut emisiunii de astăzi, astăzi este ziua mondială de luptă împotriva fumatului, așa că această frază a venit la fix. Ea oricum este importantă a fi spusă indiferent de Andreea, ziua în care ne aflăm. Andreea, dar este și săptămâna prieteniei. Nu știu dacă știți. Nu, știam că mai era ziua sănătății digestiei astăzi. Deci este ziua prieteniei și hai să o numim ziua prieteniei între om sănătos și om bolnav, între medic de familie și medic specialist pentru fiecare din bolile noastre. Hai să o numim ziua prieteniei medicilor din toate specialitățile pentru același scop extrem de dorit de noi toți, sănătatea pacienților, sănătatea, o evoluție bună a pacienților noștri. Noi ne apropiem de final cu emisiunea și pentru că ne-ați vorbit despre medicamente, nu ne-ați spus cât de importantă este și mișcarea. Da, tratamentul pe care îl prescriem acum înseamnă regim de viață sănătos în care intră dietă, mișcare, să nu fumăm, să fim atenți la greutate, să tratăm toate virozele, să tratăm orice boală care apare tocmai în a ajuta inima, indiferent dacă noi avem pacientul din fața mea are 20 de ani sau 80 de ani. Mișcarea, într-adevăr, este iarăși un corolar al evoluției spre bine.
Mișcarea, mersul pe jos, este principalul factor terapeutic pentru bolnavii cu arteriopatie obliterantă sau cu bolnavii care sunt diabetici și au ca diagnostic diagnosticul de neuropatie diabetică. Pentru aceștia, mișcarea înseamnă mult mai mult decât un pumn de medicamente. Lăsatul de fumat, adică să nu stea nici măcar în locurile în care se fumează, și mișcarea. Acum, să fie într-adevăr trotuare propice pentru această plimbare. Este un deziderat. În stațiunea Mamaia există aceste piste pentru bicicliști. Pe lângă Flora, bineînțeles, de acord, știu. De-a lungul stațiunii Mamaia, până în capăt aproape. N-am zis bicicliți, am zis mersul pe jos. Pe jos. Eu mă referam strict la bicicliști pentru că Arena Medicală împreună cu Spitalul Privat ISIS organizează acțiunea Constanța Pedalează, cea care se află la cea de-a 5-a ediție și nu întâmplător vă întrebam cât de importantă este mișcarea. Nu-i nimic. Vă mulțumesc pentru prezența. Fă-te rog frumos cu acest ajutor Spitalul ISIS și cine merge pe jos mai mult, zic eu. Vom face și Constanța... Pedalează, merge pe jos. Constanța... Da, e pieton, are pieton. Constanța, nu? Și pietonii săi. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper să ne revedem curând cu o altă temă, pentru că patologiile acestea sunt mereu în centrul atenției. Spuneam de Constanța Pedalează duminica aceasta, pentru peste doar două zile. Dacă nu aveți bicicletă și vreți să vă alăturați proiectului nostru, puteți să o faceți trimițând un e-mail. În minutele și în secundele următoare vedeți unde. Duminică 31 mai, începând cu ora 10, Constanța Pedalează. Ia startul într-o competiție în care miza este un plus de mișcare pentru viață. Vino cu bicicleta și parcurge alături de noi cel mai lung traseu, stațiunea Mamaia și retur. Plecare se face din parcarea din zona telegondolei. Organizator, Spitalul Privat ISIS. Proiect încurajat de Arena Medicală. Așadar, Constanța Pedalează pe 31 mai, o inițiativă ce aparține emisiunii Arena Medicală, un proiect susținut de Spitalul Privat ISIS. Spunea și doamna doctor puțin mai devreme că este important să facem mișcare, chiar și mersul pe jos. Promitem să facem și Constanța merge pe jos, dar vreau să-mi promiteți acum în fața tuturor că veți merge cu noi pe jos. Da, sigur, cu plăcere. Mulțumesc. Perfect. De invitația înaintea multor actori tineri. Sigur, vin cu plăcere. Mulțumim și noi pentru sugestia pe care ne-ați oferit-o. Aici se încheie Arena Medicală. Nu uitați, ne vedem pe 31 mai, duminică, la ora 9:30 în parcarea telegondolei de la intrare din stațiunea Mamaia. Cei care au solicitat pe adresa noastră, pe pagina noastră de Facebook, au solicitat biciclete, sunt așteptați la ora 9:30 ca să și le revendice. Așadar, pedalăm cu toții mișcare pentru sănătate. Duminica 31 mai. Pe curând ne revedem în Arena Medicală săptămâna viitoare, vineri, de la 17:30. Acest program v-a fost oferit de ISIS Spital Privat.